Având în vedere faptul că în cadrul team building-ului de la Bușteni am primit câteva feedback-uri care mi-au arătat că nu s-a înțeles pe deplin demersul meu legat de implementarea acestor reguli fundamentale nescrise din network marketing, am considerat că ar fi foarte util, cel puțin pentru unii, să vă prezint câteva elemente de natură ezoterică care vor susține uh, ideea că atunci când e vorba de comunități de oameni și mai ales când e vorba de comunități mari, este absolut necesar să existe niște reguli de funcționare a acelei comunități. Bineînțeles că este foarte frumos, frumos ceea ce se spune în dotera că love and care și asta e singura lege, însă la modul practic, cu siguranță că dacă veți fi foarte atenți, veți remarca faptul că această regulă nu este suficientă. Că oamenii, deși teoretic ei își închipuie că se manifestă mai tot timpul de la nivelul sufletului, lucrurile nu stau deloc așa. Eu sunt primul care mi-aș dori să fie așa. Însă, dacă așa ar funcționa lucrurile, vă garantez că toți acei căutători spirituali sau maestri spirituali ai planetei nu ar fi petrecut Ani de zile în practici spirituale și în meditație pentru a ajunge în cele din urmă să experimenteze constant esența lor, sufletul și în fazele mai avansate chiar spiritul. Și e important să înțelegem de fapt cum funcționează lucrurile, să nu ne păcălim, să nu ne amăgim. Uh, pentru că până la urmă cel care se amăgește la un moment dat va fi dezamăgit. Dezamăgirea este un lucru foarte benefic, însă nu este deloc plăcut. Bun. Acum, uh, mai vreau să punctez încă un lucru. Uh, dacă analizați comunitățile spirituale din orice cultură, creștină, uh, hindus, uh, budist, uh, yogin și așa mai departe, în orice astfel de grupare spirituală, există niște reguli foarte riguroase, chiar mai riguroase decât regulile din societate. Dacă mergeți într-o mănăstire, cu siguranță o să vedeți că călugării și călugărițele au, un, au niște reguli foarte stricte în legătură cu modul în care își desfășoară activitatea sau interacționează cu ceilalți. Așa că, dacă într-o zonă în care oamenii își dedică integral sau aproape integral timpul căutării de sine, revelării esenței, și nici măcar acolo nu se poate fără reguli, Gândiți-vă că totuși într-o afacere cum este dotera, care este o afacere extraordinară, să vă înțelegeți corect, da? totuși sunt oameni obișnuiți, oameni care uh, nu neapărat uh, sunt uh, într-un proces foarte serios, profund uh, de cunoaștere de sine, deci cu atât mai mult într-o astfel de comunitate de business, este necesar să existe niște reguli directoare care să ne ajute să interacționăm cât mai armonios unii cu alții. Și ceea ce vreau eu să vă povestesc acum sunt lucruri strict ezoterice. Nu o să le pot dezvolta foarte mult, însă vreau să vă faceți cât de cât o idee în legătură cu uh, modul în care uh, este structurată o ființă umană și modul în care ea se manifestă în mod obișnuit Vreau să vă punctez câteva elemente în legătură cu ceea ce se numește inima spirituală. Noțiunea de inimă spirituală este frecvent folosită în diverse sisteme spirituale. Din perspectiva sistemului yoga și în general, a filozofiilor și curentelor spirituale orientale, inima spirituală are trei niveluri de profunzime. Inima noastră spirituală este și transcendentă dincolo de creație și este și imanentă, deci prezentă și în creație. Primul nivel de profunzime, cel mai accesibil nivel al inimii spirituale este Sufletul sau Jivatma, cum este numit în Tradiția yoghină. Sufletul este uh, acea structură a Sinelui nostru care este prezentă în Creație și cu care noi experimentăm ceea ce experimentăm aici în Creație. De fapt, toată Creația este creată pentru ca Sufletul să poată să experimenteze și să realizeze procesul de cunoaștere de sine. Un, o esență a Sufletului, un aspect chiar mai a, profund al lui este ceea ce numim Spiritul sau Atman, cum e numit în yoga, Sinele nostru Suprem. Diferența între Suflet și Spirit este că Spiritul este dincolo de creație, este nelimitat, pe când Sufletul este o manifestare limitată a Spiritului. Da? Aceasta este, să zicem așa, foarte simplist, diferența între Spirit și Suflet. Al treilea nivel de profunzime al conștientizării Inimii Spirituale este ceea ce noi numim. Uh, Spiritului Dumnezeu sau Brahman sau Paramatman, cum se numește în tradițiile orientale, este un aspect 100% transcendent al inimii noastre spirituale. De fapt, tradițiile spirituale orientale și, și chiar și creștinismul ne spun că Atman, adică sinele nostru, suprem individual este identic cu sinele lui Dumnezeu. Da? Paramatman sau Brahman. Da? Deloc întâmplător și Isus spune în Biblie, eu și Tatăl una suntem. Da? De fapt se referă exact la această identitate între spiritul nostru între ghilimele individual, că nu e chiar individual, și Spiritul lui Dumnezeu care este universal. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre um, aceste aspecte, găsiți pe YouTube conferințe uh, susținute de mine. Um, dați pe YouTube Dan Oroz și veți găsi o mulțime de conferințe și acolo veți înțelege mai pendelete ce înseamnă o structură holografică, ce înseamnă univers holografic și de ce uh, există această identitate între sinele nostru și uh, Sinele Divin. De fapt, în procesul de creație, se exprimarea noastră ca ființe, ca inim, inimă spirituală, ca spirit, se petrece în niște etape. Da? Din Sinele Suprem Paramatman sau Sinele lui Dumnezeu. Da, mai întâi apare un fel de individualizare, dar am pus între ghilimele pentru că nu i e, propriu zis o individualizare, iar această individualizare este a, spiritul sau Atman. Da? Acest spirit este transcendent, este dincolo de orice fel de creație. El nu poate să se exprime în creație pentru că are o frecvență mult prea mare de vibrație și dacă am pomenit de vibrație, de fapt, întreaga creație și întreaga realitate este structurată pe domenii de frecvență de vibrație. Evident, cea mai înaltă frecvență de vibrație posibilă este vibrația spiritului lui Dumnezeu. Da? Și, de asemenea, a Spiritului nostru, pentru că e vorba de aceeași frecvență de vibrație. Apoi, acest Sine Suprem optează să se manifeste în Creație și atunci el trebuie să-și asume niște limitări care să-i scadă frecvența de vibrație, și atunci Spiritul va deveni un Suflet sau Jivatma. Sufletul este. Experimentatorul creației. El este exprimarea limitată a spiritului, și pentru a putea experimenta această creație, își asumă sau își creează un vehicul care conține o mulțime de instrumente de lucru. Și acest vehicul cu care Sufletul experimentează creația este egoul sau ahamkara. Care conține corpul, care conține mintea, organele de simț și așa mai departe, lucruri cu care sufletul va putea să experimenteze creația. Deci, <coughs> vedeți că, până la urmă, în mod obișnuit, nu ar trebui să existe niciun fel de conflict între suflet și ego, pentru că până la urmă egoul este un produs al sufletului. Marea dramă a ființei umane este că ajunge să creadă că este egoul. Ajunge să creadă că este vehiculul. Și de aici de fapt, se trage întreaga suferință a ființei umane. Este exact. Situația în care un șofer ar crede că el este mașina, da? Și dacă mașina pățește ceva, atunci el suferă pentru că este convins că el este mașina. Dar noi nu suntem mașina, suntem doar călătorul din mașină. Într-un mod asemănător, noi nu suntem egoul, suntem sufletul care călătorește și experimentează în acest... Um, Vehicul numit Dar Și dacă înțelegeți foarte bine aceste lucruri, bineînțeles că deja perspectiva este totalmente diferită. În creație există mai multe planuri. Care sunt structurate pe diferite domenii de frecvență de vibrație. Cel mai frecvent sistem care structurează realitatea este acela în trei planuri fundamentale: planul cauzal, planul astral sau subtil și planul fizic. Însă planurile um, cauzal și astral au două, câte două subdomenii um, și atunci. Vom vorbi de următoarele planuri ale Realității. În primul rând, un plan supracauzal este planul transcendent, este dincolo de Creație, da? este nivelul la care se manifestă Spiritul lui Dumnezeu. Da? Și apoi, și de asemenea și Spiritul nostru. Iar apoi, din acest plan supracauzal, încep să apară planurile Creației, planul cauzal, întâi, apoi planul cauzal. Conține de fapt proiectul întregii realități, încă aici nu există nimic manifestat, nimic creat, doar uh, proiect ca proiect. Apoi, uh, planul supramental este planul în care deja se pregătește. Uh, proiect, se pregătește manifestarea, ceea ce la nivel cauzal deja este uh, stabilit. Apoi planul astral. Planul astral este uh, deja un prim plan al creației. Uh, aici lucrurile există însă într-o formă nu foarte rigid definită, oarecum sub forma... Uh, e un univers, să zicem, fantomatic. Este, formele nu sunt foarte clar definite și atunci totul este într-o stare de... Deci într-o stare în care modificările se pot face instantaneu foarte, foarte ușor. Planul eteric este următorul plan și el, de fapt, Conține proiectul a ceea ce se va manifesta la nivel fizic, efectiv, și apoi urmează planul fizic. De fapt, toate aceste planuri, v-am spus, sunt structurate pe domenii de frecvență și, printr-un proces de condensare, de scădere în frecvență, apar aceste planuri unul din altul. Da? avem creația, avem transcendența și ă, structura pe cinci planuri sau structura pe trei planuri fundamentale. Și dacă ar fi să reprezentăm grafic aceste planuri, da, avem planul supra sau transcendența divină care creează prin condensare planul cauzal, apoi prin condensare sau scădere de frecvență de vibrație apare planul supramental, apoi planul mental, emoțional sau astral, apoi planul eteric și în cele din urmă apare planul fizic. Da? Ca să putem experimenta aceste planuri ale realității, avem nevoie de corpuri specifice, da? Și atunci pentru planul fizic avem un corp fizic, pentru planul eteric avem un corp eteric, pentru cel astral un corp astral, pentru cel supramental un corp supramental. Și pentru planul cauzal un corp cauzal. Bineînțeles, aceste corpuri sunt manifestate pe domeniile de frecvență corespunzătoare acelor planuri. Acum venind la nivelul ființei Uh, cum se produce procesul de creație? De la nivelul sinelui nostru, mai întâi noi ne creăm un corp cauzal, da, apoi prin condensare sau scăderea frecvenței de vibrație ne creăm un corp supramental și apoi un corp mental emoțional sau astral, apoi un corp eteric și în cele din urmă ne creăm un corp fizic. Da? Și uh, există expresia uh, eu am un suflet, dar de fapt, vedeți că în mod corect ar trebui să spunem eu sunt un suflet care are un corp. Da? Nu sunt un corp care are un suflet. Noi suntem sufletul. Corpul este un produs sau corpurile sunt produse ale sufletului. Da? Și acum. Uh, fiindcă în spiritualitate întotdeauna aspectul cu cea mai înaltă frecvență de vibrație este pus în centru, da? Avem... haideți să vedem cum se petrece această manifestare din această perspectivă, avem sinele da? care își creează un corp cauzal, apoi își creează un corp supramental, da? apoi un corp mental, emoțional, eteric și în cele din urmă un corp fizic. Și acum, haideți să vedem ce înseamnă Suflet și ce înseamnă Ego. Sinele, am spus, își creează un corp cauzal, apoi un corp supramental, iar Sinele împreună cu corpurile cauzal și supramental constituie ceea ce noi numim Sufletul. Da? Tehnic vorbind, asta este Sufletul: este această structură de două corpuri cauzal și supramental. Iar apoi, în procesul de creație, da, se creează corpul astral sau mental, emoțional, corpul eteric sau bioenergetic și în cele din urmă corpul fizic. Asta înseamnă egoul. Da? Deci egoul sau ahamkara, cum e numit el în, în, yoga, este constituit din corpul fizic, corpul eteric și corpul bioenergetic. La nivel astral, noi experimentăm emoțiile. Da? Este exact domeniul în care acționează preponderent uleiurile esențiale. Apoi, la nivel eteric sau bioenergetic, experimentăm senzații. Iar la nivelul corpului fizic, avem deja o structură foarte bine definită. Și bineînțeles că libertatea de mișcare este tot mai mică pe măsură ce frecvența de vibrație scade. Bun, acum. Uh, experiența ne arată că 99% dintre oameni se manifestă uh, 99% din timp la nivelul egoului, da? la nivelul structurii limitate, individuale. Pentru că fiind încarnați în planul fizic, noi evident că vom experimenta în primul rând planul acesta. Pe măsură ce noi ne dezvoltăm capacitatea de a percepe planurile din ce în ce mai subtile, vom fi capabili, simultan cu experiența fizică, să avem și experiența celorlalte dimensiuni. Însă, dacă este să fim foarte obiectivi, realiști, doar... O minoritate de oameni au investit suficient de mult timp și energie pentru a-și dezvolta capacitatea de percepție subtilă, în așa fel încât percepția lor să ajungă până la nivelul Sufletului, până la nivelul cel puțin a Corpului Supramental. Da? Și atâta timp cât Ființa se manifestă în zona structurii individuale, la nivelul egoului, este nevoie de reguli. Da? E nevoie de reguli pentru a stabili foarte clar modul în care interacționăm unii cu alții. Pentru că deja când o ființă ajunge cu conștiința la nivelul corpului supramental, adică la nivelul Sufletului, atunci ea nu mai are nevoie de niciun fel de regulă, pentru că deja la nivelul acela supramental, ființa. Se experimentează o stare cosmică. La acel nivel, noi suntem cu toții interconectați, suntem o singură ființă. Și când cineva are experiența preponderent la acest nivel, nu mai există atât de clar sau aproape deloc, sau uneori chiar deloc, o separare între eu și tu, între noi și voi. Da? Acolo, într-adevăr, regula de funcționare în interacțiunea interumană este love and care. Da? Dar până să ajungem acolo, noi a, trebuie să gestionăm experiența la nivelul primelor trei corpuri, adică la nivelul ego Și pentru mine, a, noțiunea de ego nu este ceva negativ. Problema cu egoul este dacă el este nerafinat. Da? Dacă el este uh, orientat uh, doar spre uh, propria ființă, spre uh, generează ceea ce numim egocentrism, atunci da, este o problemă, dar ego-ul în sine este un instrument. Da? De fapt, ceea ce noi numim sistemul minte corp, este egoul. Da? Mintea se manifestă la nivelul corpului astral. Sau mental, emoțional și corpul înseamnă, de fapt, corpul fizic și eteric. Pentru că corpul eteric nu este altceva decât structura energetică a corpului fizic. Acum, noi am fost învățați că suntem oameni tocmai pentru că suntem capabili să exprimăm emoții. Uh, și acest lucru dintr-o anumită perspectivă este adevărat, din altă perspectivă este fals. Este adevărat că atâta timp când noi exprimăm emoții, asta înseamnă că mintea noastră superficială este activă, dar atâta timp noi ne vom manifesta ca oameni obișnuiți. Însă dacă vrem să accesăm Esența noastră, sufletul într-o primă fază, și apoi sinele sau spiritul în fazele mai avansate, noi va trebui să învățăm cum să ne disciplinăm mintea și emoțiile și să trecem dincolo de ele. Da? Esența noastră este dincolo de emoții și dincolo de minte. Nu este deloc întâmplător, de exemplu, că în Luciafărul lui Eminescu, luceafărul care de fapt este, simbolizează în acest poem, ființa iluminată, spiritual. Luceafărul spune, iar eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Da? Și nu spune asta pentru că era o ființă brută, o brută, ordinară, fără pic de sentimente, ci spune asta pentru că luceafărul. Era o ființă iluminată care a trecut dincolo de emoții și sentimente limitate. Și ființele iluminate, pentru că de fapt ce înseamnă iluminare? Iluminarea înseamnă când, sau se petrece atunci când conștiința noastră este expansionată, altfel spus, are o frecvență de vibrație suficient de înaltă ca să ajungem cel puțin la nivelul corpului supramental. Și să menținem constant această expansiune a conștiinței, atunci noi suntem iluminați. Da? Și, uh, și ființa iluminată experimentează emoții și sentimente, doar că le experimentează în forma lor nelimitată, în forma lor cosmică. Da? Pentru că, din păcate, fiecare energie, fiecare. Emoții are un capăt în divin și un capăt în uman La nivel divin se manifestă în forma pură, benefică La nivel uman aceste sentimente, emoții sunt între ghilimele murdărite de tot felul de atașamente da? Pentru că și omul obișnuit spune te iubesc și și iluminatul spune te iubesc Dar modul în care ei înțeleg iubirea este complet diferit a da, ființa obișnuită spune te iubesc, dar asta e plin, încărcat cu atașamente și este foarte clar direcționat către o ființă anume, pe când Iluminatul, când spune te iubesc, iubește esența din tine, fără niciun fel de atașament, fără niciun fel de limitare. Da? Și atunci. Um, trebuie să înțelegem, trebuie, nu, e, nu, trebuie nimic, dar e bine să înțelegem cum stau lucrurile și, bineînțeles, înțelegând toate aceste lucruri, ne vom da seama de ce totuși avem nevoie de reguli în funcționarea grupurilor umane. Pentru că, totuși, exceptând momente, pentru că toată lumea are acces la suflet, da? Întotdeauna, de exemplu, nu când suntem, știu eu, fascinați într-un mod pozitiv de ceva, da? De exemplu, savurăm un peisaj, o lucrare de artă, ascultăm o muzică, e foarte posibil să ne expansionăm câmpul conștiinței și să avem acces la esența noastră sau știu eu, când ne îmbrățișăm uh, ființa iubită sau copilul sau sunt o mulțime de conjuncturi în care noi putem să experimentăm identificarea noastră cu esența. Marea problemă este că dacă nu am practicat niște discipline, niște tehnici sistematic pentru a ne putea menține conștiința constant la nivelul uh, sufletului, atunci noi după ce am experimentat pentru știu câteva minute uh, sufletul, revenim pentru că nu putem menține frecvența la acel nivel înalt, revenim din nou la nivelul uh, Primelor trei corpuri la nivelul ego-ului. Da? O ființă, când ajunge să fie iluminată, ea își păstrează în permanență în fundal experiența sufletului sau a sinelui. Da? Ea este simultan, se manifestă și în lumea aceasta concretă, ca orice alt om își folosește ego-ul, doar că simultan este permanent conștientă și identificată cu esența. El este în permanență un fel de martor care observă cum, la nivelul structurii individuale, personalitatea, personalitatea lui se exprimă. Dar el întotdeauna are această perspectivă de observator. Chiar dacă poate să se enerveze, poate să sufere, poate să aibă experiențe ca orice alt om. Ființa iluminată are o privire de din afară, tocmai datorată acestei identificări permanente sau aproape permanente cu esența lui. Dacă toate ființele umane ar avea această conexiune permanentă sau aproape permanentă cu esența, atunci n-ar trebui să existe reguli. da, Atunci fiecare ființă umană uh, ar găsi calea armoniei. Se spune uh, în tradiția creștină că cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, cu atât, sau esență, cu atât avem nevoie de reguli mai multe. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât avem nevoie de reguli mai puține, iar în cele din urmă avem nevoie de o singură regulă. Regula iubirii. Da? Love and care. Da? Dar asta asta se petrece atunci când ființele au atins Iluminarea Spirituală, atunci când ființele uh, se mențin permanent conectați la Esență. Ar fi ideal să se petreacă așa, Ar, aș fi primul care își dorește asta. Faptul că noi susținem cursuri spirituale este tocmai pentru că ne dorim ca, la un moment dat, pe această planetă să existe o astfel de societate în care cu toții să fie iluminați, să colaboreze în mod armonios, fără niciun fel de reguli. Singura regulă să fie regula iubirii. Însă, pe de altă parte, știm că deocamdată nu așa stau lucrurile, și atunci acesta a fost și motivul pentru care am considerat că este necesar să implementăm în cadrul echipei noastre mărite și chiar la nivelul întregii piețe a României. Aceste reguli din network marketing care să reglementeze interacțiunea între linii paralele, între indivizi, în așa fel încât să putem coabita într-un mod cât mai armonios cu putința. Sper că acum a fost mai clar care a fost demersul meu, care a fost motivația demersului meu și că. Nu veți interpreta aceste reguli de, de conviețuire, de coabitare, ca fiind uh, niște lucruri uh, artificiale, inutile, uh, care doar limitează creativitatea și inventivitatea. Uh, <coughs> Vedeți foarte bine că pe piață au apărut foarte mulți oameni inventivi, cu ghilimelele de rigoare, care, în lipsa unor uh, linii directoare clare, au făcut ceea ce ei au considerat. Pentru că e o vorbă, fiecare face atâta cât îl duce capul. Cât îl duce capul este, de fapt, cât îl duce frecvența lui de vibrație globală, adică nivelul lui actual, uh, spiritual. Da? Și atunci... Uh, e clar că aceste reguli nu vor rezolva problemele, dar vor diminua în mod sigur, dacă vor fi respectate și aplicate în practică, vor limita vor limita uh, manifestările uh, disarmonioase din grup. Dacă doriți să vedeți mai multe informații în legătură cu toate aceste um, informații, pe care vi le-am prezentat aici, foarte condensat, v-am spus pe YouTube găsiți conferințe de ale mele și um, atunci poate că vă va fi chiar mult mai clar decât acum. Eu vă mulțumesc pentru atenție și răbdare și uh, vă îmbrățișez cu drag pe toți.